treaba asta devenind una din activitățile mele preferate, am uitat să mă dau. Opa. De când am cumpărat-o și de când am luat-o la mine în geantă, efectiv, la fiecare 2 ore, asta fac. Bine, asta dacă sunt afară, dacă sunt în, spre exemplu, la serviciu, avem la pauză de prânz 15 minute în care... Smells from outside. 15 minute la pauză de prânz. Când trebuie să ieșim, să ajutăm când vinem pe copilași. Și îmi aplic înainte de pauză de prânz. Reaplic, dacă nu știi ce e, este protecție solară. Și îmi reaplic protecție solară. Pentru că ea trebuie reaplicată, iar asta am încercat cu alte metode, gen cu, pur și simplu cu protecție solară să-mi iau la minte. Nu-mi place să-mi reaplic protecție solară cu mâinile. Efectiv, nu-mi place. Nici când sunt acasă, dacă am machiajul făcut așa. Adevărul e că nu merge foarte bine sub sau peste machiaj. Poate dacă setezi foarte bine cu pudră, dar nu știu ce să zic. Că tinde să mute din loc, poate doar să fie așa foarte, foarte, gen, să tapoteze, așa, nu știu. Da. Oh, este marți și continuăm vlogul. Hai. Facem un fel de o săptămână din viața noastră, cel puțin asta e în plan. Să vă arătăm ce facem noi. Azi, și pe gâtuț. Acum aș vedea ce sunt de la... de la serviciu, doar am terminat de lucru și mergem la un alt studio de pol. Nu să filmez, că în plan nu am să filmez și nu știu ce, ci de data asta chiar mă duc acolo pentru a exersa, pentru că am și pierdut lecția de sâmbătă și mi-e teamă că sâmbătă, acum când mă duc, o să fiu vărzucă vărzea. Așa că încerc să exersez, Avem o oră și jumătate. De la 6 până la 7 jumate. Iar după asta mergem la mâncare. Doamne, cât de foame mie, mi-e foame de nu mai pot. Și așa fericită că în sfârșit mi s-a deschis culoarea părului. Și e superb afară. De bine aștept. Gen, s-a cam dus tonerul. După cum mine se vede. Și de bine aștept să-mi fac șuvițele la decembrie. Am programare pe 22 decembrie. La șuvițat, la blonzit. Eram atât de aproape să am programare pe 24 decembrie, pentru că tipa la care mă duc eu e foarte ocupată până la sfârșitul anului. Și pentru că nu lucrez, o să am concediu lung anul ăsta de Crăciun, dar din păcate nu o să pot merge niciunde, pentru că au înăsprit regulile de carantină și nici nu o să le relaxeze prea curând, pentru că ei vor în continuare să avem 0 cazuri. Înainte măcar mă puteam duce în Taiwan, parcă. Nu în Taiwan, în Macau, dar nici măcar în Macau, nici măcar în Mainland. Dacă mă duc, trebuie să stau 7 zile în carantină, deci... da. Efectiv, am vreo 16 zile concediu de Crăciun, 16 zile pe care nu știu cum să le petrec. N-am unde, deci o să le petrec în Hong Kong, că altceva nu, n-am ce să fac. Da, dar de abia aștept, cum ziceam, de abia aștept așa și mă gândesc la decembrie, sunt așa fericită, nu știu cum sunt voi, dar gata, a trecut Halloween-ul, octombrie și acum sunt decembrie, Crăciun, de abia aștept să decorez de Crăciun, de abia aștept, început să plănuiesc Crăciunul. Dar am căutat la vacanțe de Crăciun sau afternoon tea-uri de Crăciun. Din păcate e prea de vreme. Dar și când o să apară, parcă văd că totul o să fie sold out. Deci cum apare o să și fie sold out. Așa că eu o să am grijă să fiu geană pe toate ofertele de Crăciun. Mergem, de fapt nu vă zic, că păstrez așa misterul pentru atunci, pe unde o să mergem și o să facem. Am făcut ceva înainte de Crăciun, dar fix în ziua de Crăciun și în ajunul Crăciunului nu avem nimic plănuit și am și emoții pentru că Jason va trebui să lucreze în una din zile. Sper să fie ajunul Crăciunului, să lucreze în ajunul Crăciunului și nu în ziua de Crăciun, dar vom vedea ce noroc avem. Da. Spre
nu, spre studioul de pol mergem și vedeți că am, că port acest pulăveraș. Mi-e un pic cald pentru că am și cropul și, și topul ăsta și mi-e un pic cald în ele. Adevărul e că e un pic cald, dar nu e chiar atât de cald. Cred că sunt 24 de grade și eu sunt îmbrăcat așa ca de iarnă. Dar am și un pic de burtă pe fară, cam așa. Ah, de bine și să treacă cele 2 ore ca să pot să mă duc să mănânc. Can you just slow down, just wait? Cause I wanna see your face. Never does a day go by. Stau pe un geam, eu îl gizne, că mi-e foame, că mi-e foame. Și mi-a sugerat să mănânc niște minți. Și apoi își aduce aminte că mi-a adus asta. Yay! Ce foame mi-e. Parcă mașina acum ce a intrat într-un lift de mașină și o să ne ducă. Ce faci aici înapoi? Apasă pe buton să ducă liftul în jos sau în sus? Nu știu, nu simt unde mergem, simt doar că ne-am mișcat. Stați că a fost așa de smooth că eu nu știam că am ajuns. Da, am ajuns în parcare. E o parcare... E sus, deci am urcat, n-am coborât. Credeam că coborăm. În blocuri și chestii. Dar să găsești un loc de parcare în Hong Kong e o durere mare, mare de cap. Văd eu că sunt scumpe, mai sunt și toate pline. Haideți să mergem la studio, vă arăt foarte puțin la studio și mâncare! Cât am ajuns, eu v-am arătat, am mai fost eu prin studioul ăsta. Prima reacție a lui Jason, wow, arată cum un... What you say it looked like? Paint well. Da. Într-adevăr, e rost, dar să vedeți ce problema am eu azi. Is it spinning? I don't remember. I think it's spinning, already spinning. Yes. Okay. Să vedeți ce problema am eu azi. Acum ceva timp, înainte să încep cursurile de pom, și de sus, mută mobila, i-am zis lui Jason să-mi ia și mie niște tocuri, pentru că la prima școală de dans, mă întreba instructorul la fiecare lecție, n-ai tocuri, mie nu mi-au plăcut tocurile deloc, după ce că eu sunt eu. Bleagă, să mai am și tocuri, mi se pare oribil și plus că mi se pare așa urâte, nu-mi plac deloc și am zis eu, hai că nu vreau să mai facă și la școala asta la fel, să-mi trebuie la fiecare oră tocuri și am zis lui Jason să-mi cumpere niște tocuri și am zis că mi iau niște tocuri drăguțe, ieftinute și gata, să n-am probleme, că așa sunt câteva sute de lei tocurile bune. Eu mi le-am luat pe ale mele cu 30 de lei de pe Taobao. Problema e că în poze arătau mici. În realitate sunt atât de mari și nu le-am folosit până acum, deși m-am dus de o lună, m-am dus la dansuri, dar mi-a fost rușine să le folosesc și nu-mi plac, sunt oribile și la școala asta nu mă întreabă nimeni de ele și nu-mi plac, nu știu, fac totul parcă mai vulgar. Dar am zis totuși să încerc azi, să vedem cum e cu tocuri, doar le încerc, dar cel mai probabil nu o să le folosesc niciodată, plus că la următorul curs nici măcar nu am nevoie de ele, așa că doar să le încerc, doar câteva minute să le încerc, dar efectiv sunt mai mari decât fața mea. Deci, eu ăsta are și bări. Dar mai are și... Oh, silks! I want to do this! I want silks! Dar mai are și treburi din astea. Hup, văd că nu văd cercurile de hup. Au, stai fata. A, bă, da, are și cercuri de hup pe aici. Deci putem să facem mai multe chestii. Vreau doar să-mi exersez coreografia, să nu fi uitat. Și după asta îl pun pe Jason să-mi instaleze treaba asta și să mă joc și cu hup. Cu au, cu silks. You have to install one of these. You get the ladder and you put it up here. The ceiling! Look at the ceiling! Which ceiling? Jason, pe drum ce veneam aici, am zis că în timp exersez eu, că mi-e rușine să se uite la mine, de să-și facă de lucru. Fie cu își instalează o altă bară sau un hamac,
sau în cerc și zice, nu, pe ce sunt copil, mă uit la tine, te filmez. Jason, 5 minute după ce am venit aici. Că o să mă plictisesc și o să am nevoie să joc și cu celelalte chestii de aici, gen cu hamocul, cu hamacul, cu cercul. Am dansat de când am venit până acum și sunt terminată. Și am încercat și cu tocurile astea, am încercat mult să dansez cu ele pe coreografie. Arată oribil, nu mă descurc prea bine cu ele. Treaba e că se simte ca și cum ți-a lucrat bine tot picioarele cu astea. Așa că nu știu ce să zic, dacă să le port sau nu, dar a fost interesant. Îmi place doar o singură mișcare, fac mai bine cu tocurile decât fără. Una în care trebuie efectiv să fac treaba asta și îmi place cum se aude hoc. M-a trecut super repede timpul, dar sunt mândră de mine că am venit cu Jason și l-am ignorat, efectiv, l-am ignorat complet pe Jason. Mă credeam că o să-mi fie rușine de el, dar pur și simplu l-am ignorat, el ce că m-a filmat, nu știu ce, dacă ați văzut ceva, dacă nu, el m-a filmat, bla 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 bla, eu l-am ignorat și mi-am văzut de treabă și mi-am înnegrit genunchii încercând să fac șpagatul dintr-o rotație și nu mi-a ieșit, nu mai sunt atât de flexibilă pe cât eram înainte pentru că nu prea am mai lucrat ca să fiu flexibilă. Și o chestie ciudată, eu puteam să mă agăț foarte bine de bar și nu mai pot să mă agăț cu picioarele, deci nu știu din ce cauză. Treaba asta mi-a ieșit mereu, că era cea mai ușoară chestie, că am picioarele groase și ține bine acolo. Habar n-am ce se întâmpla, ce nu s-a întâmplat, dar o să se rezolve, ce să mai... Acum o să mă schimb și mergem la mâncare, 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 mâncare. Ne-a luat într-una din zile, sâmbătă, când am fost eu tristă așa, ne-a luat mâncare la pachet de la restaurantul ăla vegetarian și a fost o grămadă de mâncare și e mult, 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 mult mai ieftin decât dacă ai fi să mănânci acolo. Dacă mănânci acolo, dai gen 70 de lei și dacă ții la pachet, dai 20-30 de lei. Dar e cam aceeași mâncare, așa că asta să facem, mergem acolo, ne luăm mâncare la pachet și mâncăm acasă în liniștea, în confortul casei și liniștea casei și mi-o și pentru mâine la pachet, vai cât de dragă mie, dar sunt așa epuizată acum, dar ne descurcăm, haideți! Se pare că nu vreau să plec de aici până nu rup ceva, dacă nu mi-am rupt nimic cum așteptam cu topurile, s-ar putea să rup spatele cu asta. Vreau să folosesc treaba asta, pe eu pot să-mi prăfinesc pe spatele. Chiar da. Uaaa, de chiar asta mai trec? Uaaa, uaaa, bă, nu mai trec, băi. Băi, cred să-mi prăfinesc pe spatele așa bine. Așa bine, să prăfinesc pe spatele. Ia. Troznește spatele și chiar mi l-a troznit. You want to try? Hai, try. Why not? It's really nice, it cracks. But I'm not that flexible. It's not about flexibility. Oh, I have to be strong. Și am cumpărat tot de mâncare vegetariană de la restaurantul vegetarian. Să vă arăt. Toată mâncarea s-a dat 100 de lei. Dar nu de asta am pornit camera, pentru că puteam să vă zic din mașină că uitați câtă mâncare am luat și nu. Pentru că în mașină, cât timp... Potrivește unghiul. Cât timp Jason cumpăra mâncare, eu am primit un telefon și am răspuns, că eu de ce nu răspund, și era poștașul, livratorul, la 8 și un sfert seara și eu am crezut că n-am. Mi-a zis delivery și eram... Nu-i nimeni acasă, de obicei pot să sună la ușă, să-l las lângă ușă,
Iar dacă trebuie să plătești, eu o să-l pun într-un, avem la parter, e un dulap, să zicem, nu e dulap, nu știu, locker, unde îți poți lăsa pachetele și trebuie să plătești și îți bagă un cod și plătești acolo. N-a trebuit să plătesc, doar mi-l lăsat acolo ca să fie în siguranță. Și credeam eu că de asta am așteptat până acasă, că nu mai puteam de nervare. Credeam că e calendarul meu atent pe care mi l-a trimis sora mea din România, dar cred că nu-l vedeți în vlogul ăsta, ci în vlogul următor. Nu a venit, adică el a trimis săptămâna viitoare. Mi se părea mie un pic prea devreme. Știu că din Hong Kong în România a ajuns în 3-5 zile, dar totuși în România o să stea o perioadă până pleacă de acolo. Odată ce va fi trimis din România, știu că ajunge repede, dar e grea pornirea din România. Dar cu toate astea mi-a venit o comandă de la Yesta și vă arăt imediat ce mi-a venit. E fost ciudat, pentru că de obicei îl trimit cu poșta locală și aia nici nu sună. Nici la sonerie nu sună, dar să te sune ei pe tine pe telefon. Dar au trimis cu livrator, deci vă arăt imediat. Am pus comandă special pentru treaba asta. Vai, dar cât e, dar cât de drăguță e pentru această barețică. Superbisimă, superbisimă. Așa, și mi-am mai cumpărat încă două chestii. Un rimel, că mi se terminase rimelul, și l-am luat pe acesta de la The Sam Perfect Volume Mascara. Mascara, să sperăm că ne înțelegem bine. Așa, ceva pentru sufletul meu. Un lip tint, nu știu cum sunteți voi, dar eu absolut ador lip tinturile. Ia să-l desfacem noi să vedem cum e. Bravo, mi-a căzut unde nu trebuia. Să vedem cum este acest lip tint. Este de la Holika Holika. Da, Holy Pop Water Tint. Da. În ultima perioadă cred că ați văzut că sunt numai așa am buzele plus conturate și date cu lușul de buze și combinația perfectă și plus că mi-aduce aminte de tinerețea mea, că numai așa mă cheamă atunci, cu sclipici la ochi. Și astea au fost lucrurile pe care le-am cumpărat eu, lip tintul, rimelul și baretuța, și mi-am primit câteva chestii gratis. Am primit așa două monstre, cremă cu acid hyaluronic de la Cosarix și Purito Snail All-in-One BB Cleanser. Și chestia asta, care este Vitamin C Orange Gel Cream, Vitamin C Brightening Gel Cream. Asta a fost, vă mai zic eu, vlogurile care vorbesc despre Yesa. Vă zic că ei au o treabă, în fiecare zi dau câte un produs gratis, în ziua aceea dau produsul ăsta gratis, 30 de ml, o cantitate destul de bună. Nu se cheie. Deci, un brightening gel. Să avem fața white, white, white. De fapt, nu este pentru albire, este pentru albirea punctelor, gen, vedeți, treburilor răsura. Pentru asta. Uniformizarea culorii tenului. Și gata, pe ziua de azi, că mi somnic de nu mai pot. Joe Goldberg, I heard about you and Candace. She thought she could be happier with some guy in Rome. Bună. În loc să facem o săptămână din viața noastră, facem două zile din viața noastră. Nu știu dacă o să mai filmez și mâine, pentru că o să fiu singură și voi lucra 11 ore mâine. Să fie treabă. Astăzi este vineri, de asta zic că facem două zile, am vorbit cu voi luni și acum e vineri. E vineri și nu știu ce o să facem. Eu aș vrea să mă duc să-mi tun din vârfuri, dar nu știu unde, pentru că frizerița lui Jason nu vrea să mă tundă, că e frică. O să mă plâng că nu-mi convine și na, a refuzat de o grămadă de ori să mă tundă, deci nu. Apoi, eu voiam neapărat să mă tund la o fată, ca să înțeleagă cum e să ai părul lung, cum e să ai grijă de ea, cea la care mă vopsesc eu, nu mă tund. De ce? Pentru că e un preț ridicol. Aș plăti 500 de lei și peste
Peste 500 de lei. Ah, so cute. M-a așteptat de la serviciu și nu era... So you have era, no excuse. Nu era făcut așa. Mie îmi place, am pielea sensibilă și nu-mi place să aibă păr deloc. Și i-am zis că... i-am zis că să se facă, să se arată, basically. Mă rog, revenim la treaba mea. Nu pot să mă... Nu, că nu pot. Nu vreau să mă tund la frizerița mea, la cea care mă vopsește, pentru că... Prețul unei tunsori acolo este de 500 de lei, la care se adaugă prețul uscatului părului, uscatului părului, e corect, încă 100 și ceva de lei și nu vreau să plătesc atât, da? Pentru 2 cm sau centimetri, 2 cm maxim. Deci nu. Așa că să sperăm că mergem într-un cel mai apropiat mall de noi. Și să sperăm că acolo voi găsi o frizeriță fată sau măcar pe cineva băiat care să înțeleagă 2 cm, 2 cm, puțin, 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 puțin. Și sunt obosită că am avut o săptămână lungă și o să am mâine o zi dezastruoasă, 11 ore de lucru. Dar măcar după sâmbăta asta nu o să mai trebuiască să lucrez nici o sâmbătă întreagă, ci doar o dată pe lună, o jumătate de sâmbătă, de la 9 până la 12, așa că e bine. Ar vrea să mă uiți la film, de când am mai fost la film, de câteva luni. Da, nu știu ce filme sunt aici. No movie? Today. Today. Văd că sunt numai filme nasoale. Sau mă rog, nu știu, nu am văzut să zice dacă sunt bune sau nu. Dar partea cea mai proastă aici e că n-ai voie să mănânci popcorn la cinema. N-ai voie să dai masca jos în timpul filmului. N-ai voie să mănânci popcorn, acel suc și ce mai vrei tu. N-ai voie. Poți să le iei acasă. Deci eu ți-ai cumpărat popcorn ca să-l mănânci acasă. Popcorn de la cinema ca să-l mănânci acasă și nu în timpul filmului. Care e logica? Nicio logică. So Sandy just got her hair cut. She said too short. They're more for like cutting hair, of course, make your hair short. No, too short. You ask for 2 centimeters off. 2 centimeters, and then compare with the picture for the elbow. Okay, the hair is not much different, but she's too short. The hairdresser. Shorter than I expected. What's that? Incompetent. Okay, everybody. Bună, dragilor, da, sunt supărată, că eu am zis să-mi tai 2 cm și mi-a tăiat tuta. Uitați și voi, uitați, uitați. Și mi-a făcut și Jason o poză de, am zis că leșin. Când am văzut-o, mi-a făcut o poză în care părea cu părul super, super scurt. Și am zis că leșin, efectiv. Și de acolo sunt supărată, nu știu dacă mă mai întorc la ea sau nu. Știu că îmi crește părul repede, dar... Nu vreau să taie deloc, deloc, deloc. Vreau să am părul lung și lung și lung și nu știu dacă merită să dau atâția bani pe un tuns la mine la salon, dar măcar știu cum ascultă, adică pentru sănătatea mea mentală merită să dau atâția bani. A, și să vă mai zic că eram foarte aproape să nu intru în salonul ăla pentru că la recepție îl văd pe domnul care mi-a distrus părul, pentru că sunteți foarte mulți pe canal, noi pe canal. Acum, în ianuarie anul trecut, mi-a distrus un deștept părul, mi-a făcut varză, 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 mi-a tuns părul așa, în triunghi, gen așa, și apoi am zis să-mi fac culoarea asta și mi-a făcut un roșcat. Și de atunci mă chinui să repar și culoarea și tunsoarea. Și când l-am văzut acolo, am zis că eu nu mă duc în salon, dar a cerut Jason special o fată. Da, o fată cu părul scurt. Că voiam o fată ca să înțeleagă cât de mult țin la părul meu și așa mai departe. Îmi dă o fată cu părul mai scurt decât cerut Jason. Singura fată din salon. Și ea, într-adevăr, a avut grijă și nu știu ce și nu știu cum, dar nu convine. Adică e în continuare lung. Eu vreau să fie... Vreau să fie
e lung, foarte lung. Spațiu. Dar înțeleg în același timp că trebuie să întund părul, dar mi am mai tuns 5 cm acum 2 luni. Și acum iar mai tuns 5 cm. Eu voiam să tund 2 cm acum. Și 2 cm și 2 cm la fiecare 6-8 săptămâni. Nu, dacă tund 5-5-5, mai rămân la lungimea asta, dacă nu chiar mai scurt. Merge așa. Dar mă rog, părul meu mi se simte foarte bine. Acum haideți că ne-am și oprit să mâncăm la super sandwich. Să vă arăt ce am eu aici. Am un cartof, taci fata puțin. Am un cartof cu smântână. Cartof copt cu smântână și cu salată. Și aici am super dute de aici cu ceapa ta. Urăsc ceapa mai mult decât părul scurt, banul. Și aici am smântână. O supă cremă de ciuperci. Supă cremă de ciuperci. Hai, șu. Și Jason are un sandwich cu somon și cu ceapă și cu rucola. Poftă bună. Ați văzut că am mâncat desert, ați văzut că am mâncat desert la un alt restaurant. Pentru că fix după asta am mers la un alt restaurant, am zis să mâncăm desert și voiam să vorbesc cu voi odată ce ne așezam la masă și toate erau bune și frumoase. Mai că odată ce ne-am așezat la masă, m-am gândit eu să compar pozele cu părul de acum cu pozele din de săptămâna asta, videoclipuri, și am văzut cât de mare e diferența și m-am pus pe plâns în restaurant. Efectiv, eram atât de frustrată și da, m-am hotărât, nu mă interesează, scump, nescumpă, măcar ea într-adevăr mă ascultă, măcar la tuns mă ascultă și niciodată nu m-a supărat la tuns și niciodată nu a tăiat mai mult decât i-am cerut. Și întotdeauna când, în timp, înainte să taie, mi-arate așa tai, deci mă întorc și rămân la ea. La cea care îmi vopsește și părul și așa totul este mai... Măcar o să fiu mulțumită. Știu că o să fiu mulțumită pe fiecare dată de tunsoare. Și nu o să mai plec cu părul mult mai scurt decât n-aș fi dorit. Știu, probabil că... $75. I don't care. Pentru mulți dintre voi e păr, crește, într-adevăr crește și într-adevăr e bine să stunzi părul ca să scapi de vârfurile despicate, pentru că se despică mai mult și se urcă pe păr și se despică mai mult păr dacă nu vrei să tunzi. Și știu că e sănătos să tai mai mult păr deodată. Că am și întrebat-o pe cea care mă tunde de obicei, am întrebat-o cum e mai bine să tunzi mai mult păr deodată sau să tunzi... Jason, sau să tunzi câte puțin odată la 6-8 săptămâni și mi-a zis că e bine să tunzi mai mult deodată, pentru că altfel se urcă tocătura pe păr și după asta să tai câte puțin la 6-8 săptămâni. Consider că a avut un mega trim părul meu, având în vedere că data trecută, acum 2 luni, mi-a tăiat în jur de 5 cm. Acum vreo 7, zice eu. Să stea perfect sănătos așa și gata. Și peste 2 luni, nu știu dacă o să-mi cresc suficient de mult, că mă ajunge peste 2 luni să mă tun din nou, dar cred că da. De fapt, cred că da, că știu cum îmi crește părul. Îmi crește părul repede. Pot să mă duc peste 2 luni să-mi tai fix 2 cm, nici mai mult, nici mai puțin. Sau chiar 1. Depinde de cum mă simt, dar da, foarte dezamăgită cu părul, foarte, foarte dezamăgită. Hey, am trecut cu bine și peste ziua de azi, ziua de sâmbătă, în care am lucrat aproape 11 ore. N-a fost prea mult pentru mine, pentru că nu am făcut atât de multe lucruri, dar extenuant să stai acolo atâta timp, și na, să vorbești cu copiii atâta timp. Și după am întârziat pentru că am terminat 5:30, la
5:30, eu trebuia să fiu la dansuri. Am întârziat 1:30 de oră. Dar am ajuns. Nu sunt chiar atât de pierdută pe cât credeam că sunt. Și am avut o surpriză. Când am venit acasă, am văzut la ușă un colet. Nu e calendarul advent, dar este vestuța și cu bluzița. Sunt vestuța și bluzița. Deci vi le arăt imediat, vedem împreună cum arată. Am 4 produse aici. Am uitat cu celelalte. Vă ține așa în suspans și pe mine de altfel, pentru că vă arăt mai întâi bluza. Cam așa. Și nu mai întâi vestuța. Nice! Chiar este așa lunguță. Cumpărea și în poze și nice, foarte lunguță, nu știu cât vedeți voi, așa. Așa, și mânecuțele sunt foarte frumoase. Acum vestuța. Și văd eu, da, fix ca în poze arată. Putem sufla ușurat. Dacă nu știu despre ce vorbesc, nu știu dacă în data trecută v-am zis sau nu, am făcut un haul YSL, chiar înainte de clipul ăsta, de vlogul ăsta, am făcut un haul YSL și v-am arătat acolo ce haine de iarnă mi-am luat și aveam două care încă nu veniseră. E vorba de vestuța asta și de bluzița aia, da, deci arată fix ca în poze. Dacă vă interesează, dacă n-ați apucat încă să vedeți haul-ul, mergeți să le vedeți. Și am zis că mai am încă două produse. Dar unul deja e rupt. Deci, nu știu dacă îi puteți vedea, dar eu absolut ador ciorcii ăștia. Și mi-am mai cumpărat un set. Vă ziceam că am avut 4 produse. Al patrulea produs este gratis în ziua aia. Știți povestea mea cu YSL, poezie. În fiecare zi dau câte un produs gratis, iar în ziua respectivă dădeau acest produs, Keratin Hair Coating Essence. Și am zis 100 de ml, un produs full size, gratis. Și dacă nu e bun, e gratis. Și dacă vreți să cumpărați chestii de pe este, o să folosiți codul ITSUNITEN. Sau dacă vreți să deveniți influenceri. Influencer este, eu sunt un influencer este. Și dacă vreți să deveniți și voi unul, da, cred că e corect ce am zis, puteți să folosiți linkul din descriere. Da, și dacă nu vreți, nu vă interesează partea asta, nu vă place să faceți poze, nu vă place să faceți clipuri cu produse, dar vreți să le cumpărați, atunci folosiți codul ITSUNITEN.